Cea mai mare greșeală, cea mai importantă, este că nu se adresează medicului. Trec 2-3 zile cu febră. De când are febră? De 5 zile. Și a stat liniștită, i-ați dat ceva? Nu. Sau i-am dat un antitermic. Un antitermic am dat seara, am pus un spozitor. Este mare greșeală. Pentru că și o temperatură depinde și de pacient. De exemplu, o temperatură de 38 de grade la un nou născut sau un sugar sub 3 luni poate să ascundă boli grave, de care se depinde supraviețuirea lui dacă ajunge după 5 zile la spital. Deci poate să... Deci, asta e una de cele mai mari, că trebuie când ai un pacient, de exemplu, sub 6 luni, nu ai voie să stai mai mult de 24 de ore fără să apelezi medicul, dacă are febră, tot timpul. Deci trebuie să apelezi medicul sau să duci copilul la medic. Dacă stare, dacă e mai mare, peste 6 luni, nu, câțiva ani, atunci ai voie să stai maxim 48 de ore cu febră și cu automedicație care o faci tu, părinte, nu-i dai antitermice, nu că nu-l tratezi, dacă intră gazurile pentru tratat, mai mult de 48 de ore n-ai voie să stai cu el, dacă după 48 de ore tot are febră, trebuie să-l vadă un medic. Asta scrie și pe prospectele de medicamente, la ibuprofen și la astea, scrie că trebuie să apeleze medicul în a treia zi de febră. Deci nu poți să stai, este una din cele mai mari greșeli. Altă greșeală este că primul gând la o parte este să apeleze la antibiotice. Antibioticul nu este antitermic. Este una. Pe de altă parte, antitermicul nu are treabă cu microbii sau cu virusuri. Deci nu îi atacă, nu atacă pe ăștia. Ci doar reduce febra. Ci doar reduce febra. Adică acele manifestări neplăcute care îți date de febră, le controlezi. Dar nu boala. Și te trezești cu o complicație, de exemplu, are o otalgie, ajungi și acolo puțin infecția și faringele și tot, nu? Infecția poate să tratat numai antitermic și nu pus un diagnostic al lumea, poate să ducă la otită supurată. Aia se poate complica cu, dacă 5 zile n-ai fost la medic, n-ai luat tratament ce trebuie, poate să ducă la meningită otogenă.